Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor, domnilor deputați. Astăzi am venit în fața voastră să vă amintesc că suntem norocoși. Norocoși că suntem sănătoși, că suntem în deplinătatea aptitudinilor noastre fizice. Pentru asta trebuie să fim recunoscători. Dar am venit să vă mai îndrept atenția către cei mai puțin norocoși, cei care au diferite probleme de sănătate în urma cărora și-au pierdut o mână, un picior sau cei care au avut neșansa să se nască așa. Știu că nu este un subiect dezirabil sau plăcut. Pentru unii dintre voi ați prefera să vorbiți despre emoțiuni, dacă vorbim despre colegii de la PSD, sau despre patriotism, dacă vorbim despre cei de la aur. Dar aceste teme nu reflectă realitatea despre care vă spuneam. Pe ei îi interesează să se poată deplasa, mici satisfacții în viața de zi cu zi, nu să se târăscă la un an sau la doi în fața Comisiei pentru stabilirea gradului de handicap. Prezentare la Comisie care le poate produce de multe ori umilință. Pentru că ce sens are să se prezinte la o Comisie în mod periodic? și să se stabilească dacă le-a crescut mâna sau piciorul? Vă dați seama ce situație absurdă? Știu că legea 448 din 2006, cea care stabilește drepturile persoanelor cu handicap, a fost modificată în 2012. Mai știu că există un ordin comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Sănătății din 2019, care reglementează caracterul permanent al certificatului de handicap pentru acești oameni. Cu toate acestea mi-au fost semnalate cazuri când reglementările legale nu se respectă. Când membrii Comisiei de Evaluare s-au purtat fără empatie și fără respect față de acești oameni necăjiți. Gândiți-vă cum ar fi ca în această situație să fie un copil sau un părinte de al vostru. Cum va -ți simți? Către cine s-ar îndrepta sentimentul de neputință și de, de revoltă. Haideți să dovedim că ne pasă de acești oameni și să facem tot ceea ce putem să-i ajutăm. Voi modifica legea în așa fel încât aceste situații să nu se mai repete. Vă mulțumesc, Radu Panait, deputatul SR, Satu mare.